Bine, v-am găsit o ediție specială astăzi pentru că suntem într-un alt studio, să zicem, cel improvizat aici la Pogoanele, cu ocazia campaniei electorale pentru alegerile parțiale ce se țin și în această localitate, în acest oraș, în care zilele trecute PSD a avut mai multe acțiuni, evident, de campanie electorală. În studioul nostru se află trei invitați. Pentru prima parte îl avem pe deputatul Marian Ghiveciu, președintele executiv al PSD Buzău. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Evident că domnul Ghiveciu este deputat pe Colegiul 5, colegiul din care face parte și orașul Pogoanele. Lângă domnul deputat Ghiveciu se află Constantin Dumitru, este candidat PSD pe lista de consilier local pentru aceste alegeri de la Pogoanele. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Nu în ultimul rând, domnul medic veterinar Dumitru Băiculescu. Mai multe calități, să zicem, am putea prezenta în această emisiune pentru domnul Băiculescu, însă precizăm că, din câte am înțeles, 30 de ani în această zonă de sud-est a județului a fost de activitate medic-veterinar. În momentul de față este reprezentantul autorității naționale de acolo, de la București, și supervizează activitatea Direcției Sanitar-Veterinare. Bine ați venit și dumneavoastră! Bună ziua și vă mulțumesc de ocazia pe care mi-o oferiți de a fi lângă dumneavoastră. Domnul președinte Ghiveciu, aș dori să vă întreb, iată, suntem la 2 ani de la alegerile locale din 2012, cum le puteți cataloga, să zicem, aceste alegeri, având în vedere că au fost foarte multe frământări în cei 2 ani și chiar aș dori să rezumați perioada asta de 2 ani de atunci, din vara anului 2012 până în momentul de față. Din păcate, alegerile din anul 2012 au fost pierdute de către organizația PSD, în sensul că noi am obținut 6 consilieri locali din 15, 6 consilieri locali și PNL, 2 consilieri locali de la PPDD și un consilier PDL. Noi am avut o înțelegere la nivel național și județean, în sensul că în USL, acolo unde câștigătorul alegerilor este de la PSD sau PNL, celălalt să fie de la unul din partidele care formau alianța. La Pogoanele nu s-a respectat, trebuia să fie viceprimar PSD și atunci cei de la PNL au propus un viceprimar. În momentul acela noi am acordat un vot pentru domnul Dumitru Constantin, care a mai fost viceprimar și în mandatul 2008-2012, dar care prin aceleași manevre ale primarului Dumitrașcu a fost îndepărtat de la primăria Pogoanele. Am crezut că lucrurile vor funcționa, vom avea un consiliu local la Pogoanele, dar și de această dată să funcționeze USL, totuși. Da, și de această dată primarul Dumitrașcu a făcut-o posibilă ca domnul Dumitru Constantin să piardă mandatul de viceprimar. Nu este drept, nu este corect. De fapt, primarul Dumitrașcu nu trebuia să respecte partidul din alianță, respectiv PSD, ci trebuia să respecte voința populației, cei care au trimis consilierii în Consiliul Local. Și dacă mă întrebați pe mine ce interes ar fi avut primarul Dumitrașcu ca să-l îndepărteze pe viceprimar, este foarte simplu. Practic, Consiliul Local este un mini-parlament al localității unde se stabilesc măsurile ce trebuie luate, se votează proiectele de hotărâri. Primarul Dumitrașcu vrea să conducă singur destinele localității. Păi, practic, de 2 ani asta se întâmplă. Și nu este corect. Și ar trebui să informăm populația că există probleme în orașul Pogoanele,
Pentru că lipsa Consiliului Local duce practic la blocarea activității administrației publice locale. Chiar asta vreau să vă întreb, domnul deputat Ghiveciu, ce au avut de pierdut în acești 2 ani cetățenii orașului Pogoanele, tocmai pentru că nu există acest mini-parlament local, cel care ar putea să fie, adică democratic vorbind, este un filtru prin care pot fi îndepărtate eventualele abuzuri ale conducerii administrației. În primul rând, toate proiectele de hotărâre privind bunul mers al lucrurilor în orașul Pogoanele au fost blocate. Primăria orașului Pogoanele a funcționat în sistem de avarie, în sensul că primarul orașului Pogoanele nu a făcut decât să respecte perioada în care orașul Pogoanele a avut Consiliul Local. Este foarte clar că în această perioadă investitorii care vreau să desfășoare o anumită activitate, un business în orașul Pogoanele, au renunțat pentru că au avut nevoie de anumite aprobări care trebuiau luate în Consiliul Local. Și pe această cale, la mine, au venit mai mulți oameni de afaceri și mi-au spus că, de fapt, decizia se află la mine și că ar trebui să se întrunească Consiliul Local pentru a vota, Consiliul Local care era dizolvat. Deși de această dată, primarul Dumitrașcu a încercat ca toată manevra sa de dizolvare a Consiliului Local să fie pe umerii mei, în sensul că eu sunt vinovat de ceea ce s-a întâmplat. Eu nu sunt vinovat în calitate de deputat în Parlamentul României, eu nu pot dizolva consilii locale, ci ba din contră eu pot promova proiecte ale administrației publice locale și pe această cale aș vrea să vă spun că toată perioada 2008-2014, primarul Dumitrașcu nu a venit la mine cu niciun proiect pe care să-l promovez în Guvernul României la ministerele de la București, cum este cazul altor primari PSD care au reușit în această perioadă să atragă foarte multe investiții în localitățile lor. Dar, mă repet, nu este o pierdere a deputatului Ghiveciu că s-a dizolvat Consiliul Local, nici cred că personal al consilierilor PSD, PNL, cei care au făcut parte din Consiliul Local Pogoanele, ci este o pierdere a tuturor cetățenilor și este o mare nedreptate. Și mă gândesc și de aici încolo ce se va întâmpla cu noul Consiliu Local, câtă viață va avea, pentru că mă aștept la aceeași manevră din partea primarului Dumitrașcu, în sensul că el vrea să conducă singur destinele acestei localități. Probabil își imaginează că este o afacere personală și aș recomanda pe această cale, dacă vrea să facă afaceri personale, să meargă în mediul de afaceri, acolo să stabilească anumite reguli. Dar aici este regula cetățeanului, trebuie să fim alături de dânsii și mai mult de atât, și orașul Pogoanele trebuie să profite de banii care trebuie să sosească de la Uniunea Europeană, de a face proiecte și pentru a dezvolta și infrastructura, și mediul de afaceri, și crearea locurilor de muncă în orașul Pogoanele. Nu am auzit de niciun demers al domniei sale în sensul de a proteja fermierii. Eu știu cei care au o mică afacere. Ba din contră, cine votează cu dânsul au dreptul la ajutorul social, cei care au fost văzuți în localitate, sunt de vorbă cu mine, cu foștii consilieri PSD, au o problemă. Și cu această ocazie aș vrea să atrag atenția organelor în drept de a lua măsuri cu astfel de manevre pe care le practică primarul Dumitrașcu. Banii de la ajutor social nu sunt ai lui personal, ci acolo trebuie să țină seama de legislație și să respecte. Bun, domnul deputat Ghiveciu a dat mai multe exemple. V-aș întreba pe dumneavoastră, domnul Dumitru, fiind în fiecare zi aici în oraș,
și alte lucruri pe care le considerați a fi abuzuri, așa cum acuză PSD în această campanie conducerea primăriei, mă rog, primarul, pentru că este singurul în fruntea administrației locale de aici. Dacă îmi permiteți, aș fi vrut prima întrebare, dacă ar fi să mai urmeze și altele, să fi fost pusă de ce acest moment, de ce s-a ajuns în acest moment, în această situație legat de Consiliul Local și poziția de viceprim. Domnul deputat Ghiveciu a cam dat un film al lucrurilor ce s-a întâmplat. Este normal că și într-o campanie trebuie informat cetățenii cum s-a ajuns aici. Domnul deputat Ghiveciu a dat câteva amănunte și chiar foarte importante. Mai important este ca dumneavoastră să le precizați oamenilor simpli care se uită ce s-a întâmplat în acești 2 ani, tocmai pentru că, așa cum a precizat domnul Ghiveciu, primarul a refuzat să colaboreze, a încălcat protocolul USL și să știe lucrul acesta că la acel moment, acum 2 ani, să încalci protocolul USL, cred că a reprezentat așa un caz unic în țară. Mă rog, au mai fost pe aici și pe acolo, dar nu foarte multe situații în care anumiți oameni au încălcat protocolul USL. Vă rog. Eu nu sunt, de fapt, PSD-ul la vremea respectivă, probabil din respect pentru cetățeni, au ales o variantă la momentul respectiv foarte bună, adică să nu se ajungă la dizolvarea Consiliului Local. Nu am mai ținut cont de culoarea politică din care vine o persoană și de moment m-au numit pe mine. Și eu, ca și ceilalți candidați, eram pregătit să preiau postul de viceprimar și chiar de primar, dacă ar fi fost. Că altfel, de ce m-aș mai fi înscris să candidez și așa mai departe. Problema este că, pentru echipa PSD, trebuie să recunosc sacrificiul pe care l-a făcut. La prima vedere, cetățenii s-ar putea să spună, domnilor, ei sunt vinovați. Dar nu este adevărat. Eu cred că domnul primar, această funcție pe care a dobândit-o, a dus-o în sfera privată, în care consideră că îi se cuvine de toate și dacă cineva îl deranjează, este executat. Sunt dovada vie. Mi-a luat mult timp să mă hotărăsc să încep să spun și mă bucur că PSD-ul mi-a oferit această șansă să mă pot exprima. Niciodată altcineva n-a putut să-mi ofere. M-am hotărât să cedez în a mai candida la funcția de primar. Asta poate să fie de moment, dar va fi de lungă durată posibil. Fiindcă eu când promit un lucru, sacrificiul care l-au făcut acești domni care au renunțat la funcția de consilier când alții ar fi mers acolo pentru acei bănuți sau ei au zis, dacă nu putem decide sau nu putem hotărâ civilizat și democratic problemele comunității, păi n-are rost să mai stăm în primărie. Trebuie să nu ne speriem și sper să fiu înțeles de către cetățenii localității Pogoanele și inclusiv statului Căldărești. Noi nu am fost, cum să spun, n-am făcut discriminare legat de orașul Pogoanele și satul Căldărești. Întotdeauna, dacă voi fi înțeles și mă bucur și cred că mă vor înțelege mulți cetățeni, eu când am participat la discuții legate de probleme, mici probleme și mai mari probleme, cu privire la a ne dezvolta infrastructura, a atrage fonduri, cred că și eu și ceilalți foști consilieri au aprobat mici proiecte sau mai mari proiecte, să oferim condiții mai bune de viață în această localitate. Domnul Dumitru, foarte pe scurt, aș dori să-mi răspundeți și la altă întrebare. Ce ar fi un exemplu de abuz care vi se pare pe dumneavoastră cel mai grav în această perioadă de 2 ani pe care l-ar fi făcut primarul Florin Dumitrașu? Nu știu dacă se regăsește... Să faceți un top? Cred că... Aș începe cu unul. Atunci dați exemplu. Nu știu, legea, dacă... Și m-am documentat, nu critică lucrul acesta. Dacă tu, ca primar, îți angajezi consilier personal, socrul tău, eu cred că de aici multe altele. Adică... Mă rog, asta e, în primul rând, dincolo de legislație, într-adevăr, e o chestiune morală.
Păi vedeți, eu când am mers viceprimar, nu m-am dus să-mi duc familia, eu m-am dus să reprezint. Și dacă deciziile pe care le-am luat, sacrificându-mă la vremea respectivă, că au fost discuții, vii cu mine în echipă, mergi cu noi, nu știu, m-a oprit ceva, a fost ceva în mintea mea care nu-mi convenea. Fiindcă, domnule, și aici în PSD am venit de plăcere. Am venit fiindcă, repet, acești domni, și chiar îi numesc, poate unii dintre ei mai sunt nemulțumiți sau mai puțin mulțumiți că am venit eu. Nu, e un mesaj foarte bun, pe plan politic, în viitor, din partea echipei PSD, că acceptă, știu să accepte anumite persoane care au un cuvânt de spus. Dacă și-l spun bine și dovedesc că sunt profesioniști, trebuie să recunoscuți, nu trebuie sacrificați. Bun. Haideți să mergem și la domnul Băiculescu, pentru că am văzut, am fost duminică și eu și-am văzut în piață un peisaj trist, în piața principală din Pogoanele. Jumătate din piață, după cum ați văzut și noastră, domnul director, goală. Adică nu erau negustori. Duminică dimineață, ceea ce mi se pare, repet, trist pentru un oraș pe care eu îl văd destul de agitat, foarte multă lume, însă nu sunt foarte mulți negustori. Ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere, domnul Beculescu, aici la Pogoan? Având în vedere că zona mea atât de bine cunoscută, pot să-mi exprim o părere. De 30 de ani îmi desfășor activitatea pe traseul ăsta, Pogoanele, Căldărăș, Padina. Și luând în considerare în aceste sate și orașe sunt cu predilecție activități zootehnice și agricole, într-adevăr, cred că ar fi putut exista într-un oraș ca Pogoanele o piață bine organizată în care chiar și oamenii de la orașele mai apropiate să vină să se aprovizioneze, dar am văzut o inițiativă de a se face o piață și a rămas numai la nivel de inițiativă. Partea a doua, unde trebuia să existe niște boxe de carne, unde trebuia să existe o piață de lactate, poate ați observat și dumneavoastră, deja sunt atât de primitiv organizate, că mă întreb... Da, mă rog, cum, în aer liber, cu da, muște, cu tot felul. Adică cum cumpărătorul... Deci chiar nu m-aș fi așteptat. De foarte mulți ani nu am mai fost în Pogoanele. Nu s-a schimbat nimic decât faptul că au apărut niște măsuțe din beton într-o piață, să zicem, amenajată, așa cum s-ar zice, dar jumătate din aceste măsuțe sunt pline de praf. Deci stratul e cam așa de praf, pentru că nimeni, deși dintr-o zonă din asta, domnul deputat, noi să vă pregem și la agricultori și facem o trecere și chiar vreau să facem o dezbatere, pentru că agricultura reprezintă și dorim cu toții să reprezinte pe viitor un motor al economiei foarte important și așa ar trebui să fie. La Pogoanele eu nu văd că se mișcă lucrurile aici. Cine gestionează piața asta? Cine închiriază tarabele astea? Primăria? Primăria o gestionează. Și primăria nu știe să atragă. Ba nu, eu cred că dacă primarul ar fi fost gospodar, atât spun, gospodar, ar fi reușit să amenajeze acele spații cu cheltuieli minime. În ceea ce privește curățenia, cred că n-ar fi nicio problemă în orașul Pogoanele și satul Căldărești. Cred că sunt vreo 500 de persoane asistate social. Cred că o echipă de 20-30 de oameni care să se ocupe de această piață în ziua de sâmbătă și duminică, nu ar fi existat niciun fel de problemă. De aceea, de foarte multe ori, spun tuturor cetățenilor, nu numai din orașul Pogoanele, unde merg în campanie electorală, să aibă grijă atunci când își votează liderul, când își votează consilierii locali, să meargă acasă pe la fiecare să vadă cum arată gospodăria. E evident că un om care are o gospodărie frumoasă, unde lucrurile sunt toate puse în ordine și atunci când ocupă o funcție de consilier sau de primar, viceprimar, cu siguranță că lucrurile vor arăta foarte bine. Acum nu avem o piață
foarte mare. Sunt câteva spații acolo, câteva tarabe. Dar nici măcar nu sunt ocupate. Eu înțeleg că cetățeanul, cei care vin să-și desfacă produsele, să le vândă, respectă. Pentru că dacă v-ați uitat la produse, produsele sunt de calitate. Dar nu este vina cetățeanului care vine să-și vândă acele produse, care plătește și o taxă, să vină înainte cu două zile să-și facă curățenie acolo și cu am spus, un minim de cheltuieli se pot rezolva aceste probleme. Dar haideți să discutăm un pic și de infrastructură. Avem drumurile județene din orașul Pogoanele. Au venit cei de la apă și canalizare, au lucrat în regulă foarte bine, dar trebuia să repare la loc. Pentru că acolo unde a fost, unde a fost escavat și țeava de canalizare și de apă curentă este în pământ, s-a stupat, trebuie să vină cu asfalt, nu suntem în sezon rece, a venit primăvara. Da, așa e și legea. Da, trebuie să amenajeze. Bun, primarul poate spune, dar nu eu sunt constructor, nu respectă, nu, beneficiarul acestei investiții este compania de apă Buzău, respectiv orașul Pogoanele. Se pot lua măsuri. Primăria are tot dreptul să amendeze totuși executantul. Absolut. Dacă mergeți pe străzi, ce nu a făcut, dacă mergeți pe străzi, este noroi, da. nu este în regulă. Bun, și noroiul acesta se întâmplă chiar lângă piață și acum revenim, domnul Băiculescu, la piața de lactate, unde toate locurile se desfășoară în aer liber. Repet, acolo orice se poate întâmpla. Există un mic pericol pentru sănătatea cetățeanului. Și vă rog, din punctul ăsta de vedere, să ne spuneți ce probleme ați identificat în piață. A spus un lucru foarte bun, domnul deputat. În orașul Pogoanele, satul Căldărești, chiar și Padina, într-adevăr, există niște produse de bună calitate, oameni care ar putea chiar să-și pună pe tarabă produse tradiționale. Normal, dacă nu există cel puțin minima dotare, respectiv o sursă de apă unde să-și dezinfecteze sau să-și spele produsele care le expune pe tarabă, e clar că poate fi un pericol deosebit de mare pentru sănătatea oamenilor. Din punctul nostru de vedere, care ar fi soluția? Soluție. Și nu numai pentru această piață, ci pentru toată zona agricolă pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine. Referitor la distribuție, există un proverb românesc, omul sfințește locul. Dacă într-adevăr în orașul Pogoanele ar fi un lider gospodar, exact ceea ce spunea domnul deputat, prima dată uită-te la tine în curte și după aceea încearcă să convingi oamenii că ești capabil să poți să faci și pentru comunitate, ar fi o soluție. Și cred că dacă s-ar ține cont și la nivel de primării, prin acele certificate de producător, pentru că mi-e tare frică, cum se întâmplă de obicei în toate piețele astea românești, că acel producător vine mai greu pe piață, ci mai mulți intermediari de vânzări. Chiar să știți că zona asta de sud-est a județului Buzău au un exces de produse, pornind de la lapte, care la ora actuală este subevaluat de cei care îl achiziționează, descurajând oamenii să mai crească animale. Nici celelalte animale nu mai au piață de desfacere organizată cum era altădată. Întotdeauna și-a făcut loc acei intermediari de vânzări sau, cum le spun popular, bișnițarii de animale, care cumpără de la oameni atât produsele cât și animalele, mai mult pe lucru de nimic. Bun, revenim și la aceste lucruri legate de campanie. Foarte pe scurt, domnul
Dumitru, aș dori după 25 mai se vor organiza alegeri pentru Consiliul Local. Dumneavoastră știți foarte bine cei care sunt în echipa PSD și aș dori să le spuneți cetățenilor de ce ar merita să voteze echipa social-democrată. Foarte pe scurt, vă rog, pentru că după aceea va trebui să luăm o scurtă pauză de publicitate. Merită, fiindcă echipa PSD merită să câștige și încurajez cetățenii să meargă la vot, fiindcă vom echilibra balanța puterii, cum s-ar spune, să nu mai dețină doar o singură persoană, fiindcă așa ar fi corect. Lucrurile vor fi discutate mai bine, se va hotărâ mult mai bine destinul acestei două localități, Pogoanele și Căldărești, și sigur ce ați menționat dumneavoastră mai devreme, legat de și piața, mizeria. Eu cred că în calitate de viceprimar cât am fost, mă implicam, doar că nu am fost lăsat în pace să-mi fac treburile conform dispoziției. Nu pot să cer prin dispoziție, vei face și vei, dar de fapt când ceri să faci, nu poți. Eu trebuie să recunosc că am avut un moment de, am zis din respect, domnul primar, zic, știe mai bine lucrurile. Nu știu, m-am confruntat cu multe negative legate de aceste mici probleme. Eu piața din Pogoanele susțin comerciantul și susțin întreprinzătorii care doresc să-și mărească o afacere. Nu cred că unul dintre cetățeni va gândi că eu sau echipa PSD, dacă vom reveni, și trebuie să revenim, că altfel nu va fi bine, vom face, nu știu, ce spune domnul primar, greșeli. Nu am făcut greșeli. Noi am dorit transparență și această transparență trebuie și la Pogoanele odată pentru totdeauna să apară și cel bun să câștige. Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și vorbim despre proiectele propuse de echipa PSD pentru Consiliul Local din Pogoanele. Așadar, revenim după publicitate. Am revenit la emisiunea noastră, o ediție specială realizată aici la Pogoanele cu ocazia campaniei electorale pentru alegerile parțiale, iar la Pogoanele pe 25 mai cetățenii sunt chemați la urne pentru a vota un nou consiliu local, pentru că de 2 ani de zile mini-parlamentul de aici, de la Pogoanele, nu funcționează. Practic nu a funcționat de la bun început, iar primarul a fost singurul care a gestionat lucrurile aici în comunitate și cum le-a gestionat, au spus și ei de la PSD în prima parte. Reamintim, în studioul nostru se află deputatul Marian Ghiveciu, președinte executiv al PSD, deputat pe Colegiul 5, din care face parte și Pogoanele. Lângă dânsul se află Constantin Dumitru, candidat pe lista PSD pentru Consiliul Local și, în ultimul rând, medicul veterinar Dumitru Băiculescu, cel care de aproape 30 de ani știe foarte bine zona din toate punctele de vedere, evident, ca activitate profesională. Am vorbit foarte multe în prima parte, au fost foarte multe acuzații lansate de echipa PSD. Eu cred, văzând pe aici prin Pogoanele, că sunt și alte multe lucruri de precizat. În prima parte a emisiunii, domnul deputat spunea de infrastructură și de toate lucrurile care țin într-adevăr de o dezvoltare economică locală. În Pogoanele n-am văzut o infrastructură impecabilă, dimpotrivă. Ce se întâmplă, domnul Dumitru? Unde sunt investițiile cu adevărat importante în asfalt? Asta cu compania de apă, cred că nu domnul primar s-a lăudat cu această realizare. Că nu este realizarea primăriei. Din câte cunosc, că mi-a fost îngrădit accesul la anumite informații, dar cunosc unele hotărâri de Consiliul Local din care am făcut parte, noi am susținut din fonduri de la bugetul local, de la Ministerul Dezvoltării și din trecut, de când domnul deputat a fost și în mandatul trecut, a susținut și a adus niște bani pentru asfaltarea câtorva străzi din Pogoanele, Tudor Vladimirescu, Vlășceniul, ca să știe cetățeanul, nu a putut face singur, după cum spune
toți am fost de acord, fie consilier PSD, consilier PNL. Nu, noi nu ne-am opus. Eu n-aș putea să spun, dacă aș fi fost primar, că eu le-am făcut singur. Nu poți să faci singur. Întrebarea e simplă. De ce nu poate acum să facă singur și spune că nu face din cauza că nu are consiliul local? Da. Bun. E o justificare pertinentă, domnule deputat. Ce se întâmplă? Într-adevăr, în anul 2009 m-am ținut de o promisiune pe care am făcut-o cetățenilor din orașul Pogoane și satul Căldărești și aceea de a asfalta câteva străzi în orașul Pogoane și Căldărești. S-a reușit asfaltarea a două străzi în orașul Pogoanele. Din păcate, din anul 2009 primarul Dumitrașcu s-a supărat, știți vorba aia românească, ca văcarul pe sat. Și din acel moment nu a mai avut niciun fel de dialog. Dar poate anumii cetățeni spune că este o luptă a mea cu primarul Dumitrașcu. Nu am niciun fel de interes în orașul Pogoanele, pentru că niciodată nu voi candida la primăria orașului Pogoanele, ci doar pot să garantez pentru echipa PSD, pentru că sunt profesioniști, sunt oameni cu credibilitate în orașul Pogoanele, iar eu nu fac decât atât să fiu alături de dânsii, să meargă la populație, nu numai atunci când au nevoie de voci, tot timpul să fie în jurul lor, să preia din problemele orașului Pogoanele și să încercăm pe această cale și prin ajutorul pe care îl pot oferi eu, la rezolvarea cât mai multor probleme. Dar, mă repet, primarul Dumitrașcu nu-și dorește să aibă o poziție la primăria orașului Pogoanele, încercând și de data aceasta o manevră foarte urâtă, în sensul că la orașul Pogoanele, la Consiliul Local, sunt doi independenți care nu știu cât reprezintă aceștia interesele cetățenilor. Am văzut afișele, ce practic, de unde practic este o manevră prin care se încearcă, cred eu, din partea primarului Dumitrașcu, ca parte din populație să voteze cu acești dependenți, nu independenți. Sunt dependenți de primarul Dumitrașcu, acesta la un moment dat reușind să le confere anumite avantaje acestora. Și fac un apel la populație cu această ocazie de a se prezenta la vot pe 25 mai, duminica viitoare, și să voteze pentru interesul lor personal, pentru interesul comunității, nu pentru deputatul Ghiveciu, nu pentru domnul doctor, nu pentru domnul Dumitru Constantin, și să respecte ceea ce își dorește populația. Dacă PSD a hotărât ca la funcția de viceprimar să susțină pe domnul Dumitru Constantin, este datorită faptului pentru că noi respectăm promisiunile și ar fi bine ca toți să se țină de cuvânt. Și aș vrea cu această ocazie să atrag atenția populației de a se prezenta la vot în număr cât mai mare, pentru că duminica viitoare avem și alegerile europarlamentare, alegeri care sunt foarte importante pentru toți românii. Trebuie să avem grijă pe cine trimitem la Bruxelles să respecte interesul României, să atragă fonduri europene, pentru că în următorii ani România va trebui să ridice de la Uniunea Europeană aproximativ 50 de miliarde de euro. Iar parte din acești 50 de miliarde de euro mi-aș dori să fie și în orașul Pogoanele. Dar asta numai cu un primar care uită de toate răutățile de răzbunări și să lase Consiliul Local să-și facă treaba, și eu am convingerea că se vor pune de acord. În niciun caz noi nu dorim ca în orașul Pogoanele să rezolvăm anumite chestiuni care nu au fost pe placul nostru în anii trecuți.
Bun, domn doctor Băiculescu, revenim la dumneavoastră. Sunt convins că ați colaborat și veți colabora și până pe ultima sută de metri de campanie cu echipa PSD. Consultați cetățenii ce probleme au ei, care pot fi rezolvate din perspectiva activității dumneavoastră. Și chiar asta vreau să vă întreb. Ce sfaturi ați avut pentru echipa PSD? Lucruri care pot fi făcute prin intermediul acestui mini-parlament local la Pogoane. În primul rând, aș vrea să spun un lucru care n-am avut niciodată ocazia să-i mulțumesc în direct domnului deputat pentru sprijinul care ni l-a acordat în acești ani cât a fost în Parlamentul României în rezolvarea unor probleme deosebit de importante pentru profesie, nu pentru mine, deoarece la nivel de Buzău îndeplinesc și funcția de vicepreședinte la Colegiul Medicilor Veterinari. Și am avut o perioadă când efectiv am făcut naveta în Parlamentul României, iar domnul deputat ne-a așteptat și ne-a ajutat necondiționat pe toate comisiile, lucruri care au avut o importanță deosebită mare pentru profesie, pentru toți colegii din județul Buzău, poate chiar și pentru cei din țară. Este unul dintre deputații care ne-a sprijinit profesional necondiționat, ne-a ajutat să punem în practică anumite disfuncționalități pentru acordarea subvențiilor pe animale. Noi am venit de fiecare dată cu propuneri, cu greutățile pe care oamenii le întâmpina în întocmirea dosarelor, în modul cum se făceau plățile, uneori nejustificat în perioada 2008-2012, a fost un sistem care nu l-am înțeles nici acum. Dânsul ne-a ajutat și aproape 100% toate proiectele noastre, pe linie profesională, repet, nu în interesul meu sau în interesul președintelui de la Colegiul Medicilor Veterinari, ci numai și numai interesul medicilor veterinari și a profesiei. Referitor la alegerile locale de la Pogoanele, eu le dau doar o singură recomandare oamenilor: pe 25 să aleagă gospodare din comuna Pogoanele. Eu cunosc toți consilierii de la PSD din Pogoanele și Căldărăști și toți sunt fermieri, crescători și buni gospodari. Eu le recomand să voteze oamenii gospodari, exact cum a spus și domnul deputat, nu pe interes. Bun, și domnul Dumitru aici poate să completeze până la urmă, pentru că este firesc să și precizăm cam din ce categorii sunt consilierii de pe lista PSD. Am văzut că este, cum să zic, o paletă largă de oameni cu diferite profesii. Eu cred că această echipă PSD este o echipă pregătită profesional, a fost bine gândită. Sper că cetățenii vor înțelege acest lucru. Fac un apel la echipa care a susținut persoana mea în a candida cândva la funcția de primar să voteze această echipă PSD și sigur vom aduce rezultate pozitive. Se va termina odată pentru totdeauna, cred eu, cu aceste dispute sau interese personale a unora care ajung și dețin funcții de conducere. Chiar nu pot să cred că în 2014 încă mai ajung. Eu încă o dată transmit electoratului și prietenilor mei și cei care le-am redat o încredere în mine, în ceea ce fac, să meargă la vot, să nu gândească că prin lipsa la vot își vor rezolva problemele. Să meargă să voteze echipa PSD și să terminăm cu aceste dispute negative din partea celor care ne conduc. Bun, domnul Dumitru, dumneavoastră ați avut foarte multe voturi în 2012.
2012, PSD de asemenea, adică să nu creadă lumea că aici liberalii au câștigat la pas. Nu, deci după cum spunea și domnul deputat Ghiveciu mai înainte, a fost o paritate. 6 consilieri PNL, 6 consilieri PSD și dumneavoastră ați mulți și dumneavoastră în calitate de PPD-ist foarte multe voturi. Acestea s-au adunat. Cum vedeți dumneavoastră? Ar putea să... aș putea eu, de fapt, să risc să provoc un răspuns subiectiv. Însă vă întreb și o să-mi dau seama dacă spuneți adevărul sau nu. Între timp a crescut numărul celor care susțin, vă susțin pe dumneavoastră și PSD, evident. Din experiența pe care o am... Ce am spun fost, oamenii ăștia care... Am fost mereu aproape de cetățean. Îi simt. Mai sunt și o parte din ei nemulțumiți, dar într-o majoritate, zic eu, vor hotărâ că echipa PSD trebuie să ajungă majoritar în Consiliul Local, să avem un dialog civilizat și legal în Consiliul Local. Să nu ne mai pitim unii după ceilalți, sau cum să mă exprim să se înțeleagă, că, știți, dacă zic ceva, aude domnul primar și o să am probleme, îmi tai ajutorul, îmi, nu știu, am un loc de muncă, știți, depinde de el. Eu aș dori, dacă nu vom avea curajul să trăim momentul, realitatea, vom merge din rău în mai rău. Cu toate că eu observ și mă bucur că domnul deputat aici de față a acceptat venirea mea în PSD, deci nu a avut orgolii, a spus, domnule, dacă trebuie să se facă un sacrificiu în echipa PSD cu venirea mea aici, pentru binele comunității, se face. Deci echipa PSD au făcut un sacrificiu și l-au făcut pozitiv, l-au făcut bine. Eu cred că cetățeanul trebuie să se trezească, să nu dispere, să spere că lucrurile se vor rezolva și va fi bine. Încă o dată apel la cetățeni și prieteni și rude și chiar fac lucrul ăsta din suflet, la cei care mă cunosc și încă mai cred în mine, să meargă la vot, să voteze echipa PSD. Trebuie să câștigăm majoritate. Dumneavoastră, domnul deputat Ghiveciu, spuneați mai devreme că garantați pentru această echipă. Dezvoltați, vă rog frumos. De ce garantați? Pentru că un punct de vedere ar putea fi foarte simplu și gata, terminăm discuția legată de tema asta. Sunteți membru PSD, sunteți deputat PSD, normal că susțineți echipa PSD. Ar fi culmea să susțineți altă echipă. Însă care ar fi și argumentele dincolo de cele politice? Domnul Mihai, susțin și garantez pentru echipa PSD pentru că este o echipă de oameni care trăiesc în lumea reală, pe care îi cunosc de foarte mult timp și să știți că îmi asum o foarte mare responsabilitate de a garanta pentru această echipă, pentru că dacă aceasta nu vor funcționa conform pretențiilor cetățenilor, cu siguranță electoral eu voi avea de pierdut. Dar ținând cont de liderii PSD naționali, domnul președinte Joană, care a fost în orașul Pogoanele, de domnul președinte al Camerei Deputaților, care a ținut să facă aprecieri la activitatea pe care am desfășurat-o în Parlamentul României, iată că și eu la rândul meu garantez pentru această echipă și garantez în calitate de cetățean al orașului Pogoanele, eu am domiciliul în orașul Pogoanele, chiar dacă nu tot timpul sunt în orașul Pogoanele, indiferent unde m-aș afla, mă gândesc la acest oraș unde m-am născut, am copilărit și nu îmi doresc decât binele acestei comunități. Bun, haideți să vorbim și de alte proiecte. Domnul Dumitru, ce proiecte propun cei de la PSD? Din câte cunosc și ne-am documentat împreună, am discutat referitor inclusiv la ce ați menționat legat de piață, dezordine, activitatea de comerț. Căutăm pe viitor să dialogăm cu persoane interesate să investească, să creeze locuri de muncă în Pogoanele. O spun din suflet, sunt consilier din 2004. Am fost mereu prezent în acele mici idei și care, de fapt, au adus o câtuși de puțină contribuție în a crea locuri de muncă.
Suntem conștienți că tehnologia avansată încă ne creează probleme. Dar cred că această echipă PSD, în viitor, lângă alte persoane bine pregătite, vor veni cu soluții pentru anihilarea acestui impediment cu care ne confruntăm, lipsa locurilor de muncă, de unde resurse financiare ca cetățenii să-și gestioneze în familie mai bine cele necesare și viața de pe o zi pe alta. Bun, suntem din păcate la finalul emisiunii. Domnul Băiculescu nu este în domeniul dumneavoastră. Eu am văzut, mă rog, sunt lucruri pe care, foarte multe lucruri pe care le-am constatat în jurul pieței și în piață. Un lucru practic, deci mi se pare absolut incredibil și imposibil să nu te gândești pe de altă parte, să pui o trecere de, deci pe cuvântul meu, am văzut că nu există trecere de pietoni în zona pieței, pe un drum național. Dacă îmi permiteți, aș putea să intervin, fiindcă am fost viceprimar, chiar am documentația, eu am făcut un mic proiect pe care doream să-l duc în Consiliul Local, de fapt l-am oferit pentru... Mai bine vă abțineți, că acum o să creadă cetățenii că v-am întrebat și că era aranjată. Deci colegii mei nu, sunt în spatele camerelor pot confirma că, domne, da, noi ca să traversăm și traficul fiind de dimineață, foarte aglomerat și mulți oameni la piață traversează. Dar nu era și nu există o trecere de pietoni. Vă rog, și ați propus și... Această mic proiect a fost făcut în colaborare cu un domn agent de la circulație local, prin care eu am pozat, am avertizat, am dus la cunoștință în Consiliul Local aceste probleme legate de libera circulație și pietonală, mă refer, la riscurile care se expune pietonul. Trebuia... Ați propus și am propus, acolo, am achiziționat, am propus, încercat, dar mă refer că cei care au urmat după mine să gestioneze, să urmărească, să nu se distrugă, să nu... Care cer? Că e unul singur. Păi, domnul primar, probabil. Trebuia să delege pe altcineva, dacă pe mine m-a schimbat din funcția de viceprimar, să aducă, domnule, unul mai competent. Șefii de servicii. Mă rog, aici șeful... Nu, eu asist în ultimul timp la o dezordine totală din punct de vedere administrativ. Mă refer că domnul primar trebuie să știe să delege o persoană competentă pe un anumit domeniu. Faptul că nu știe să-l delege, avem probleme. La pogoanele, dacă îmi permiteți, a dispărut o lizieră din... Deci s-a tăiat. Cum a când am venit viceprimar, da, Google, nu, sau mai crește din ea așa, din cioturi ce a rămas, lăstar. Eu când am venit viceprimar, îmi luam în serios și această muncă. Pe lângă persoanele de la 416, am încercat să-i gestionez omenește, nu să, Doamne ferește, să se înțeleagă că îi exploatam la maxim. Vreau să găsesc soluții ca cetățeanul cel care intră în acest program social, legea 416 și primesc aceste ajutoare, să-i delegăm, să-i facem să înțeleagă că ei trebuie să facă ceva pentru comunitate și să-i departajăm pe sectoare, să fie un pic de, să se vadă că aceste persoane își merită și cetățeanul celălalt care vine și contribuie financiar să nu mai critique astfel de persoane. Dar acum știți cum se lucrează. Noi suntem la ajutorul social, domnul primar ne susține, trebuie să-l votăm. Că mai lipsim, că nu lipsim, dânsul e ok. Cetățeanul nu trebuie să se supere. Bun, am lăsat însă un spans discuția cu dumneavoastră, domnul Băiculescu, vreau să fac o trecere, dar nu de pietoni. Facem o trecere așa prin loc nepermis, că așa se întâmplă. Dacă nu-i trece de pietoni, e prin loc nepermis. Către piață, ce notă i-ați da așa pe final de emisiune în momentul de față? Aș face o glumă. Cred că piața, când a modernizat-o sau ce a încercat să o modernizeze, s-a inspirat foarte mult de la Arcul de Triumf din București. Ați văzut că și acolo nu e nicio trecere. Da. Ce să vă spun? Eu tot ceea ce mă laud singur, am făcut lucrurile, le-am început și le-am dus până la capăt. Nu știu, cred că nici nu există notă să dau pentru asemenea piață. Da, riscați să intrați într-o zonă. Aș strica notele, dacă aș da note pentru asemenea piață. Bun, și un ultim cuvânt, să zicem, pentru că duminică, după cum spuneam, sunt alegeri, dumneavoastră sunteți un medic veterinar din zona asta, cunoașteți foarte bine și problemele cu care se confruntă cetățenii din Pogoane. Vreau să sintetizez două lucruri. Cred că este o onoare pentru orașul Pogoane să aibă un deputat în Parlamentul României.
Și cred că, având și un consiliu local de aceeași coloratură politică, dumnealui ar face tot posibilul ca în 2 ani de zile, când a mai rămas până la următoarele alegeri locale, să schimbe literalmente stilul de lucru și investițiile care ar apare la nivel de pogoanele. Iarăși aș recomanda cetățenilor să vină pe 25 la vot, pentru faptul că cu cât mai mulți europarlamentari din blocul ăsta socialist, cu atât subvențiile, atât pentru pământ, cât și pentru animale, se vor dubla. Iar întotdeauna eu, profesional, m-am atașat de domnul deputat datorită faptului că am găsit o corespondență, n-am rezolvat problemele de serviciu. Bun. Ați avut primul cuvânt, domnul deputat. Cronologic, aveți și ultimul cuvânt. Eu aș vrea să transmit un mesaj tuturor cetățenilor orașului Pogoanele, și cei care au drept de vot, și cei fără drept de vot, și cei mai tineri. Faptul că în orașul Pogoanele trebuie să trăiască liberi, că nu va exista niciodată vreo persoană ca să pună presiune pe ei, să-i amenințe, așa cum face primarul Dumitrașcu și doamna Grădină Maria, care este profesor de sport și director adjunct la școala din Pogoanele. Am auzit o felul de matrapazlăcuri, cum că dânsa o face și pe casiera primăriei, în sensul că încasează banii care trebuiesc înmânați persoanelor asistate social din satul Căldărești, și în momentul în care cetățenii semnează acel tabel că au primit banii, dânsa are foarte grijă să amenințe că dacă din 3 vor vota cu PSD, vor pierde ajutorul social. Și încă o dată fac apel pe această cale organelor în drept să ia măsuri cu astfel de manevre, pentru că nu este în regulă, banii nu provin de la Dumitrașcu, de pe moșia lui, sunt banii guvernului, sunt banii României, sunt banii tuturor cetățenilor și trebuie să ajungă acolo unde este legal și normal să ajungă. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această ediție specială pe care noi am realizat-o, dragi telespectatori, la Pogoanele. Urmează jurnalul prezentat de Maria Stroie, după care vă aștept la o altă emisiune de dezbatere electorală. Numai bine să aveți!